Este scandal după ce universitățile de stat au primit undă verde să privatizeze banii care vin de la guvern. Conform unui amendament adoptat în Comisia pentru Învățământ de la Camera Deputaților, sumele virate universităților de stat de la bugetul public pot fi transformate în venituri proprii. Juriștii, dar și mai mulți parlamentari, acuză că această măsură este una neconstituțională. Printre amendamentele trimise săptămâna trecută de Comisia pentru Învățământ de la Camera Deputaților în plen, se numără și unul privind gestionarea veniturilor de către universitățile publice. În Camera Deputaților, în cadrul Comisiei de Învățământ, legea învățământului sau legile învățământului venite din guvern au fost mutilate îngrozitor și există niște amendamente toxice, distrugătoare pentru învățământul universitar, unde pare că mai degrabă preocuparea celor care au propus amendamente a fost nu calitatea educației, ci mai degrabă patrimoniul, da, universităților. Și atunci au ajuns o suită de amendamente să fie adoptate, la care USR a votat vehement împotrivă, printre care unele prevăzând că universitățile pot să cumpere, să achiziționeze sau să fondeze societăți comerciale. Cu argumente, alți parlamentari consideră aceste modificări ca fiind ilegale și neconstituționale. Tot ceea ce s-a întâmplat în Comisia pentru Învățământ de la Cameră prin depunerea acelui amendament, vis-a-vis de care nu toți colegii membri în Comisia pentru Învățământ au fost consultați în momentul în care a fost asumat ca fiind depus din partea grupului parlamentar PSD. Din acel amendament derivă câteva probleme, supoziții sau necunoscute vis-a-vis de ceea ce s-ar putea întâmpla cu banii proveniți din acele subvenții de la stat. Deputata PSD Natalia Intotero, cea care conduce această comisie, spune însă că amendamentul este unul justificat, mai ales că vine chiar la cererea universităților. Există universități care pot să aibă și încasări și să fie cumva reglementat și în viitoarea lege a învățământului universitar. De exemplu, Universitatea de Agronomie. Ei au un spital de medicină pe parte veterinară. Acolo ei acordă anumite facilități. Categoric că banii care încasează de la cei care vin și doresc să beneficieze de serviciile medicale trebuie să aibă o prevedere legală. Deci acest amendament a venit din partea Consiliului Național al Rectorilor, a fost asumat de către toți membrii comisiei, chiar dacă grupul PSD a preluat acest amendament, deci a fost votat în unanimitate. Mulți dintre contestatarii acestei prevederi amintesc de dosarul penal Agronomie Pepiniera Băneasa și afirmă că în acest fel s-ar legaliza astfel de înstrăinări de patrimoniu. Legile educației se află acum în dezbaterea Senatului, care este for decizional.